Bine ați venit la casa noastră! Bine v-am găsit! Pentru pârcălabul cetății Hunedoara! De trei ori vivăt! 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 Așa a debutat cea de-a șaptea ediție a Târgului European al Castelelor, care se desfășoară la Hunedoara. Cei care au prezentat salutul au fost membrii gărzii cetății Deva și domnițele care îi însoțeau pe cavaleri. Aceștia i-au însoțit pe oaspeții târgului prin periplurile lor, pe la standurile expozanților, dar și în Castelul Corvinilor. Acest fapt a fost remarcat și de către cei de la SPIGM Deva, care au în administrare monumentul medieval, fiind un lucru de care sunt mândri. În primul rând avem garda cetății. Data trecută, la apariția pe care garda cetății a avut-o în anul trecut, a fost o perioadă scurtă când a fost prezentă. De această dată va fi pe toată durata acestui eveniment. Ne bucurăm că am primit invitația și pentru acest an suntem prezenți. Cetatea Devei a avut și un stand bogat de prezentare prin care se pune în valoare monumentul medieval, dar și alte atracții ale reședinței de județ. În plus, cei care administrează cetatea se gândesc să organizeze în curând o manifestare similară cu cea de la Hunedoara, odată cu terminarea lucrărilor de reabilitare a monumentului. Sperăm ca după finalizarea lucrărilor de la Cetatea Devei, incinta 1 se reabilitează în acest moment pe fonduri europene. Sperăm ca și Deva să organizeze evenimente de acest fel, dacă nu cu o însemnătate mult mai puternică ca și acest eveniment. Cu siguranță, anul viitor ne vom putea bucura și de incinta 1 a cetății, care va fi în totalitate reabilitată. Se lucrează, oamenii și în momentul de față sunt la muncă, se lucrează de dimineața până seara. Avem, așa ca și termen, anul viitor, probabil la începutul sezonului sau cel puțin în sezonul anului viitor, să ne bucurăm cu toții de reabilitarea incintei 1. Cetatea Devei este chiar și în acest stadiu de reabilitare, la care se adaugă și lucrările de înlocuire a telecabinei de acces, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din județul Hunedoara. Pentru Hunedoara, de trei ori vivăt! 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 Înainte, marș! Super!